După masa aceasta am să fac o supă cremă de cartofi dulci cu ardei copți. Profit de faptul că băieții mei dorm și am să vă explic puțin și despre vasul meu magic pe care am să-l folosesc astăzi. Pentru rețeta mea am pregătit două rădăcini de pătrunjel, o bucată de praz, partea albă, patru cartofi dulci, aici am 3 ardei copți, 2 căței de usturoi, apă pentru vasul meu magic. Ce trebuie să fac este să tai grosier cartofii, prazul. Am să vă povestesc puțin între timp despre vasul meu magic. S-a întâmplat ca în timp ce găteam să se scoale Andy și să trebuiască să fug repede să-i dau să mănânce, opream focul, nu știam cât stau sus și ca să fie mai sigur era așa indicat să opresc focul. Coboram iarăși și dădeam drumul la ochiul de la aragaz să continui mâncarea și tot așa de fiecare dată. Și atunci am decis să-mi achiziționez un vas magic care să își facă treaba singur și în momentul în care se termină programul pe care l-am setat să se oprească. Și acum am să îl folosesc pentru că vreau să profit de faptul că dorm băieții și dacă pot să mai stau și liniștită puțin până se trezesc. Am pus toate legumele în vas. Ardeiul copt am să-l las doar la final. Am să vă prezint ce fac cu el. Adaug apă. Dacă nu aveți acest vas, puneți într-o oală la fiert. Face oricare altă supă cremă. După cot. Mami pregătește supa cremă fără dar și poate. Mami. E de sare? Păi dai. Exact acolo la sare v-ați pus. Și a terminat și aparatul meu treaba și acum urmează să scot oala din aparat și să pregătesc supa cremă. Andy e acolo. Andy e la bar. Tu te-ai trezit că tu ești mare. Ai. Am să mai colez din zeamă și tom în funcție de consistență mai adaug sau nu. Așa, vă spuneam de ardei copți, acum e rândul lor să fie adăugați în preparatul meu. Să mai adaug și sare.
să gust. O gust, mami mea. Cam, cam asta este consistența. Cred că am să mai adaug puțin apă. De fapt, apă. Nu seama în care... În fine. Să fie ușor, ușor. Cam așa. E gata. E gata, da. Luați o mamă. În sfârșit a venit și vremea să pregătim supa și să o servim. Raul o va servi la cină. Am să pun iaurt de caju. Pâine din astea. Ce sunt alea? De? De turnat așa. De turnat așa? Semințe de cânepă, mami. Hai să punem așa un pic deasupra. De cânepă. Pâine. Mama, pâine o punem la final, bine? Puțin pătrunjel verde. Și așa arată supa noastră. Uite cum pune-o. Să avem copii sănătoși și mâncăcioși. Ne vedem la următorul filmuleț. Mami! Pa, pa! Salut! Am pus și eu! Ai pus! Salut, mama! Salut! Na, hai să ne punem la masă! Eu i-am pus! Ai pus tot, da, am văzut! Am văzut, tot am pus! Uite, ca să... și aici! Că se ce, mami? Că se aici! Nu, să se aici! Nu, hai, mama, mama! Că se aici!